Au plătit cu viața lor libertatea noastră pentru ca noi să călcăm fără frică pe pământ românesc, așezat pe trupurile care au ținut scut gloanțelor. Eroii nu mor niciodată, pentru că ei fac parte din istoria noastră, sunt rădăcinile noastre. Lor, acum mai mult ca oricând, se cuvine să le mulțumim. Oricât de mult am face, tot ar fi puțin, pentru că viața nu are preț, nici libertatea. Un gest de recunoștință poate fi chiar și un monument închinat eroilor neamului. Sunt 122 de astfel de monumente în județul Botoșani, ridicate în memoria celor căzuți pe câmpurile de luptă în războaiele purtate pentru apărarea patriei. Unul dintre acestea a fost ridicat în satul Maghera din comuna Vârfu Câmpului, în anul 1923. La inițiativa cărturarului Dimitrie Urzică, directorul școlii din sat, maestrul italian Vittorio Rossio, cel care a construit și școala din Maghera, a realizat și monumentul închinat celor 144 de eroi căzuți pe câmpul de luptă în primul război mondial. În fundația monumentului au fost puse arme și căști care au aparținut eroilor căzuți. Comuna noastră este în sărbătoare. La fiecare casă flutură semeț și mândru drapelul nostru tricolor. Noi, autoritatea și comunitatea locală, noi, cei mici și mari, aici, la noi acasă, cu credință și iubire față de patrie, comemorăm eroii noștri la monumentul dedicat celor căzuți pe câmpul de luptă. Evenimentul de astăzi, desfințirea monumentului eroilor căzuți pentru întregirea neamului, este important nu numai pentru comunitatea vârveană, ci și pentru întregul județ. Semnificativ este faptul că acest monument a fost ridicat în fața școlii din Maghera, reprezentând o lecție de istorie continuă. Ne aflăm în această comună, astăzi, pentru a omagia eroii noștri, românii noștri, care au căzut pe front pentru libertatea și pentru demnitatea poporului nostru. Zi de sărbătoare astăzi la Vârful Câmpului și doresc să o felicit pe doamna primar pentru crearea acestui eveniment și cinstirea eroilor neamului românesc. Cred că trebuie să avem în suflet și în inimă acest lucru, ca mereu să îi cinstim și să-i pomenim pe eroii noștri. Suntem în an centenar și suntem mândri că suntem români. Pe întreg parcursul anului, în toate cele 78 de localități ale județului Botoșani, s-au desfășurat activități specifice centenarului și au fost desfășurate de autoritatea locală, de școală, de biserică și de toate celelalte instituții care își desfășoară activitatea în aceste comunități. Iată că Guvernul României, prin programul Centenar, finanțează și a finanțat anul acesta pentru județul Botoșani 22 de proiecte. Vorbim aici de finanțarea unor manifestări culturale, editarea de cărți și reviste cu specificul centenarului și nu în ultimul rând restaurări de monumente. După ce a fost reabilitat cu fonduri de la Ministerul Culturii și Identității Naționale, care a alocat peste 200.000 de lei prin Comitetul Interministerial pentru Centenar, monumentul a fost resfințit astăzi, așa cum se cuvine, cu onorări militare, cu depuneri de gerbe și cu evocări ale momentelor istorice. Se sfințește crucea aceasta cu harul Preasfântului Duh, prin slăvirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se sfințește și se binecuvintează cu ceea ce asta prin harul Preasfântului și cum ești de viață Sfântătorului tău Duh, prin slăvirea cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Au defilat efectivele Inspectoratului Județean de Jandarmi și Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență. Gerbe și coroane de flori au depus elevi, autorități locale și demnitarii prezenți la acest eveniment, care au primit diplome de onoare. Au marcat în acest fel, într-un mod solemn, Ziua Națională. Cu diplome de onoare au fost cinstiți și localnicii care s-au implicat în viața comunității și care construiesc prezentul. În cinstea tuturor, un grup de elevi din localitate a readus în memoria colectivă nevoia de unitate și mândrie națională în câteva refrene patriotice. Deci nu rămâne în uita de neamul tău.
parte de sat și neamul tău. Să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate.